Scopul pentru care sunt aici este acela de a uh, vă explica de ce sunt importanți managerii și liderii, mai ales în perioadă de criză. Pentru că, din păcate, impresia aceasta pe care o avem de fiecare dată, cum că ne pricepem la toate și că cele care nu afectează viața sau libertatea noastră nu sunt imediat importante, impresia aceasta ne face să ne trezim și să vedem cât de important este cine ne conduce doar în perioadele crizelor. Imaginați-vă cum ar fi fost ca pe Ana Maria Brânză să opereze cineva pe care lumea l-a ales prin vot și nu cineva care este foarte competent, pe care l-a ales pentru popularitate sau din populism, sau pe care l-am ales pe nu știu ce criterii egalitariste. Și pentru că partea introductivă ați auzit-o, să vedem cam ce este managementul. Să începem așa didacticist. Manum agere, a conduce cu mâna. Se pare că din latină vine rădăcina termenului care de altfel n-a fost folosit până la 1911. Până atunci de fapt, nu existau manageri, pentru că fiecare își conducea singur propria afaceri. Și la un moment dat, odată crescând companiile și pe de altă parte, ajungând uh, să se scrie cărți despre management, uh, s-a făcut distinție între cel care este proprietarul companiei și cel care o conduce. În engleză, varianta, variantele traducerii, termenului de management sau a verbului corespunzător tu manage, sunt și mai semnificative. A administra, a te descurca, a avea rezultate semnificative în condiții grele cu anumite resurse. Mie îmi place foarte mult acela de a te descurca. Este foarte puternic, specific crizei. Leadership-ul, pe de altă parte, vine de la tu lead, a conduce, tot cu mâna, știți, așa sau așa la unii, sau așa sau așa, poți să conduci în mai multe feluri, da? Dar care este diferența dintre manager și lider? Pentru că, de asemenea, este o distinție extrem de importantă și aceasta. Diferența dintre manager și lider a explicat-o foarte bine Peter Drucker, așa numitul părinte al managementului, care spune managerii fac corect lucrurile, iar liderii fac lucrurile corecte. Are doar un joc de cuvinte. A face lucrurile corect înseamnă a ști cum să le faci și a le face așa cum trebuie. A face lucrurile corecte înseamnă că în anumite condiții trebuie să faci ce trebuie, chiar dacă nu place altora. Și asta s-a întâmplat de multe ori în perioadele de crize, se întâmplă și are consecințe. Distinția mai ușor de reținut. O dau un exemplu dintr-o carte de management care sună cam așa. O companie în, undeva în zona Amazonului trebuia să construiască un drum prin junglă. Și la un moment dat, utilajele numeroase și toată organizarea aceea s-a oprit pentru că nu mai aveau repere suficiente din cauza vremii pentru a ști direcția în care se îndrepte. Și cineva a urcat în cel mai înalt copac. A luat repere uitându-se în jur și a arăta direcția în care să continuă drumul. Managerul e cel care organizează toată infrastructura aceea și o face să producă rezultate. Liderul e cel care, atunci când nu mai știu ceilalți unde să meargă, dă direcția. Partea cea mai frumoasă este însă atunci când managerul este cel care uncă, urcă în copac, deci avem un manager, lider și un lider manager. Uh, Peter Drucker spunea, eu nu cred în lideri. Ca să fiu foarte direct, eu nu cred în lideri. Toată discuția despre lideri este un nonsens periculos. Sunt foarte nefericit că, după ce secolul 20 a produs personaje precum Hitler, Stalin sau Mao ca mari lideri, lumea dorește mai mulți lideri. Ar trebui să ne întrebăm care le sunt valorile și dacă putem avea încredere în ei, nu dacă au carismă am avut parte de prea multă carismă în ultima sută de ani. Și în bună măsură are dreptate. Dacă alegem oamenii numai în funcție de carismă, s-ar putea să alegem oameni foarte plăcuți, care însă nu mai au nevoie de carismă când în condiții de criză, când trebuie decizii uh, grele. Roosevelt, spune Peter Drucker, a fost un mare lider, dar Truman a fost cel mai bun președinte al Statelor Unite. Nu a fost o personalitate impunătoare. Din contră, toată lumea l-a subestimat. Deci ce ne interesează? Cei care sunt plăcuți în campaniile electorale sau cei care au rezultate și schimbă cu adevărat lumea? În privința salariilor acelora, într-o 177 de milioane al zecelea, și 840 de milioane, cel mai bine plătit manager din lume, adică de mii de ori un salariu mediu dintr-o companie, în privința acestora, spunea Peter Drucker, citesc din nou, J.P. Morgan a spus în 1960 că orice organizație în care conducerea de la vârf primește de 20 de ori mai mult decât lucrătorul mediu, este o organizație prost condusă refuza să investească în astfel de companii. Directorii generali pe care i-am cunoscut nu se credeau supra oameni. Au construit echipe și au fost lideri de echipe. Deci, recompensele trebuie să fie corecte, nu exagerate. Și cu toate acestea, marile companii plătesc sute de milioane pentru o singură persoană. Mă mut acum puțin în zona uh, publică. Acolo, Trebuie să avem oameni care înțeleg că au și altceva de făcut decât să producă profit și să fie recompensați proporțional pentru asta. Și lucrul acesta este extrem de important, din nou spun, în condiții de criză. Dar ce este criza? Trei elemente sunt foarte importante. Amenințare, un pericol extern, lipsă de anticipare și timpul scurt de decizie și de reacție. Să ne gândim la cei care au decizii de criză. Vă imaginați ce a trăit Noe în condițiile în care a construit o arcă în vârf de munte. Cum l-a privit familia, cum l-au privit cei din jur, pentru că era în vârf de munte, pe uscat. Cum a fost însă decizia lui după ce a venit potop? Uh, nimeni nu a anticipat crizele din 29-33, din 1973, din 2008. Dar cândva, când se apropie foarte mult, încep să le anticipezi. Aceia sunt managerii importanți, care au competența, informația de a anticipa cu cât se poate mai repede o criză, cu atât mai bine. Reacție rapidă. E foarte important să nu întârzi reacțiile. Și avem destui care nu iau decizii deloc. Nu vorbesc de decizii când trebuie. Să ne gândim, de exemplu, la Kodak o firmă înființată pe finalul secolului XIX, ajunsese să fie cea mai importantă firmă din lume în privința fotografiei, filmelor clasice, inclusiv cele cu care se făceau filme cândva. Prin anii 1990 a apărut deja fotografia digitală. Au discutat în Consiliul de Administrație al firmei momentul în care trebuie să renunțe la investițiile în metode tradiționale și în filme tradiționale și aparate de fotografiat și să treacă, să facă tranziția către fotografia digitală. A fost o dispută și au câștigat conservatorii. După șase luni au luat acea decizie. A fost prea târziu. În 2012 firma Kodak a dat faliment. Asta înseamnă să te conducă oameni care nu au competență. Ce presupune criza? Trecerea de, ra de la raționalitate individuală la raționalitate colectivă. Nu mai gândești din perspectiva ta. În timpul războiului uh, din uh, Ucraina, cineva egoist putea să gândească că sunt rănit dacă merg în armată și fug peste graniță. Logica colectivă spune trebuie să lupți pentru țara ta și pentru ceilalți, chiar dacă riști, pentru că dacă toți luptăm, ne vom apăra țara și familiile noastre vor fi protejate. Uh, Lideri sunt cei care îi conving pe oameni să ia astfel de decizii grele și să treacă de la decizie individuală la decizie colectivă. Cei care îi conving să nu-și retragă banii în prima secundă în care au aflat uh, că uh, va fi o criză economică. Pentru că dacă îi retrag cu toții pe logică individuală, firma va da faliment, toată economia va intra în criză așa cum s-a întâmplat în 29-33. Deci managerii cu calități de lideri sunt extrem de importanți în perioadele de criză tocmai pentru că pot să-i convingă pe oameni să ia astfel de decizii nepopulare în condiții de criză. Managementul de criză înseamnă și schimbare de context. În condiții normale, de modelul de decizie de tip rațional este așa, dacă, atunci dacă se întâmplă ceva atunci dar dacă se schimbă continuu în condiții de criză și nu poți să mergi pe decizii de tip rațional. Ce este important de asemenea în condiții de criză este că vorbind de decizii de grup avem două tipuri de manager. Tipul de manager care are o autoritate de grup de sancționare, tipul de terorist care este ascultat și acceptat Așa cum într-o bancă atacată, toată lumea îl ascultă pe cel care îi amenință cu pistolul mitralieră. Asta se întâmplă în Rusia acum. Dar frica este baza ascultării. Și liderul acela nu are aceleași scopuri cu cei care îl ascultă. În schimb, liderul avem un, o, o autoritate deontică de grup de solidaritate care presupune obiective comune. Este autoritatea comandantului de navă care în condiții de criză îi convinge pe toți să facă ce spune el pentru că au încredere că va duce nava la capăt. Și părerea mea este că asta face Zelenski, de exemplu. Astfel de lideri și astfel de, de manager avem nevoie în condiții de criză. Criza de manageri și lideri. Donald Trump, Vladimir Putin, Viorica Dăncilă. Spuneți-mi că acești, aceste personaje au făcut ce trebuie pentru țara lor. Este paradoxal, spuneam, că nu acceptăm să ne reprezintă în instanță când avem o problemă oricine sau să ne opereze cineva care nu are calificare. Cu toate astea, acceptăm cu nonșalanță să-i votăm pe astfel de oameni care o moară încet, prin deciziile proaste pe care le iau. Și asta pentru că, după părerea mea, sistemul produce foarte multe disfuncții în ultimii ani, oriunde în lume, cu atât mai mult la noi în România. Prima, avem uh, uh, o societate care ne încurajează să nu avem elite. De exemplu, promovează egalitatea în loc de competență de foarte multe ori. Uh, de asemenea, selecția negativă este frecventă în foarte multe locuri, în special în politică. De ce? Pentru că se merge pe principiul loialității și nu pe principiul competenței. Luăm omul care să ne, să ne uh, reprezinte interesele nouă mie ca persoană care l-a numit sau comunității. În, între două, 1998 și 2001, Jason Turner, unul dintre eroii mei, nu prea știe lumea de el, cartea pe care am citit-o despre el, la cartea aceea la George Washington University, am fost a doua persoană care a luat-o în vreo 10 ani. Ei, a, făcut, a preluat sistemul de protecție socială în New York avea 15 miliarde de dolari pe an cheltuiel pentru welfare și 17.000 de angajați. În momentul în care a venit acolo șef, i-a evaluat, pot să vă povestesc vreo două săptămâni despre reforma lui, în momentul în care a venit și a evaluat pe subalternii lui direct, cei care îi raportau direct, erau 13. Criteriul pe baza căruia i-a ținut sau nu a păstrat doar 4 din 13 a fost cine ar putea angaja o astfel de persoană, pe o funcție similară și cu un salariu similar în privat. Puneți-vă această întrebare despre directorii din sistemul public de la noi și din alte țări. Cine ar angaja pe același nivel de salarizare în privat, acolo unde profitul contează? Deci, în loc de loialitate, ar trebui să mergem pe competență. Și, de asemenea, în România avem școli neprofesioniste de management și cu profesori neprofesioniști. Alexandru cel Mare l-a avut ca profesor pe Aristotel și ca model în viață pe Achile. Gândiți-vă ce modele au copiii de la noi și ce sistem de educație în management avem. Merg la 11 ani la facultatea de management. N-au lucrat niciodată, n-au condus pe nimeni. La 21 de ani sunt manageri. Ce vreți să conducă astfel de oameni? O universitate serioasă din Occident are o școală de business în care intră cei care au experiență și care învață, și o să ajung imediat la ceea ce vreau să vă propun, care învață, de exemplu, ceea ce spunea Sun Tzu, acum uh, uh, 2400 de ani, un mare general uh, uh, în China care după ce a câștigat o mulțime de bătălii uh, a, a scris o carte care este valabilă și astăzi și arta războiului și care este studiată la școlile de management. Sau ceea ce a zis Machiavelli care... În 1513, în Florența, Machiavelli fiind filozof, diplomat, funcționar public, a scris primul tratat considerat tratat uh, veritabil de, de politică, Principele. De științe politice și de guvernare politică, Principele. Și o să vă citesc din uh, Sunțu. Războiul este o problemă importantă, vitală pentru stat. Tărâmul vieții și al morții, drumul către supraviețuire sau ruină este obligatoriu să fie studiat cât mai amănunțit. Asta se întâmplă și e valabil pentru Ucraina și pentru Rusia. Haideți să înlocuim comandantul sau principele cu managerul sau liderul și iată cum sună. Managementul public este o problemă de importanță vitală pentru stat, tărâmul vieții și al morții, drumul către supraviețuire sau ruină. Este obligatoriu să fie studiat cât mai amănunțit. Vă mulțumesc!